N-am avut idee de video, așa că pun alt top cu iluzii optice. Dacă aveți o sugestie de video, lăsați-o în comentarii. V-ați imaginat vreodată că puteți merge în jos și cu toate acestea să ajungeți în locul din care ați pornit? Cu această scară acest lucru este posibil. Această iluzie optică ne prezintă un obiect imposibil care este făcut doar în imaginația noastră. Aceasta este o imagine bidimensională percepută de către creierul nostru drept un obiect tridimensional. Aceste păsări formează o față care zâmbește. Acești pești par să se miște, dar de fapt nu o fac. Poți pune pauză dacă nu mă crezi. Modelul de pe ei creează iluzia de mișcare. Aceste picioare par foarte strălucitoare, dar în realitate petele albe sunt doar de vopsea. Prima dată când te uiți la acest cerc roșu, pare să fie în întregime de aceeași culoare, dar dacă stai să-ți focusezi atenția în centrul lui, o să vezi un cal făcut cu o nuanță mai închisă de roșu. Dacă nu ai văzut calul, s-ar putea să fii daltonist și să nu știi. Aceasta pare o spirală care se duce spre centru, dar de fapt niciun cerc nu se intersectează. Modelul de pe ele creează iluzia de conexiune și de aceea noi vedem o spirală. Un alt obiect imposibil, acest cub nu va exista niciodată în viața reală. Forma sa îl face imposibil ca obiect tridimensional, dar el poate exista într-un plan bidimensional, ca de exemplu o foaie de hârtie. Aceasta este o față despărțită la mijloc sau sunt două fețe care se uită una la alta. Cunoscută drept una din cele mai artistice opere, această iluzie optică a fost popularizată de formația britanică Pink Floyd. Uită-te direct în centrul imaginii. Dacă apropii și depărtezi capul de ecran, vei crea iluzia de mișcare. Poziționarea formelor negre face acest lucru posibil. Haide, încearcă! Acoperă pereții holului cu mâinile și animația va încetini. Acoperă mijlocul și animația se va mișca mai repede. Nu mă crezi? Încearcă! Cam atât și cu acest episod. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like. Dacă vrei să fii la curent cu postările mele, abonează-te. Eu v-am prezentat alte 10 iluzii optice și până data viitoare, vă urez baftă!